Continuăm știrile cu o informație de ultimă oră. Un bărbat de 33 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident produs pe centura municipiului Suceava după ce a forțat o depășire. Și în legătură telefonică directă cu noi este colegul meu, Paul Ciurar, care vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Paul, despre ce este vorba acolo? Bun găsit. Din păcate vorbim de o depășire imprudentă făcută pe șoseaua de centura Sucevei. Un șofer de 33 de ani din comuna Udeș, județ Suceava, a depășit prin exterior, intrând pe contrasens, și s-a lovit frontal de un cap tractor care circula regulamentar. Șoferul de 33 de ani a rămas încarcerat, iar echipele de intervenție sosite la fața locului când au venit l-au extras, însă din păcate medicii nu au putut decât să constate decesul acestuia. Mașina a fost avariată extrem de mult. Practic tot habitatul a devenit o capcană pentru șofer. În camion se afla un bărbat de 47 de ani din Botoșani. Acesta a suferit leziuni ușoare și a fost transportat la spital. Din cauza acestui accident, traficul rutier pe centura Sucevei a fost blocat mai bine de o oră și jumătate. Acum polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și pentru vătămare din culpă și urmează să stabilească cu exactitate ceea ce s-a întâmplat. Martorii care au văzut accidentul spun însă că șoferul vinovat avea viteză, iar cu puțin timp înainte efectuase alte depășiri destul de periculoase. Absolut dramatice aceste imagini, Paul. Mulțumim tare mult pentru toate informațiile.